Chișinău, e ca Sandu la Chișinău. Dar ta ei susținut la Chișinău? Pe cine am susținut? Pe Achiroș Dumitru și Liudmila Dinte. Da, bine, despre ei o să vorbim acum. Suntem în direct pe Facebook, pe trei pagini, două ale mele și una asociației Hyde Park, se numește curaj.net. Aici de față am colegii mei din Hyde Park, Alexandru Muntean, cel mai tânăr dintre noi, Tamara Rotaru, un simpatizant al nostru, Serghei Gheorghiță, care și el e la București, am uitat, și doi oaspeți ai doamnei Tamara, pe care acuși o să ne-i prezinte. Avem o problemă pe care doamna ne-o relatează de ceva timp. Avem problema cu o persoană pe care Tamara Rotaru a ajutat-o, a găzduit-o și acum se pare că s-a trezit cu poliția la poartă și cu complicații de la această pomană pe care a făcut-o astă iarnă înainte de pandemie de COVID. Doamnă Rotaru, vă rog să comentați. Precizez că am încercat să aduc în discuția asta și pe persoanele despre care e vorba, dar au refuzat. Nu știu, a refuzat el sau ea, că nu, au un singur cont de Facebook și îl răspund amândoi la el. Dar e adevărat că și doamna Tamara a zis că dacă vin ei, eu nu particip. Așa că, iată, vorbim doar mai mulți, dar de aceeași parte a baricadei care critică pe ingratul de Dumitru Achiruș. Doamna Tamara, vorbiți, vă rog. Prezentați-vă oaspeții și prezentați problema. Vă rog, deconectați microfoanele dacă nu vorbiți, pentru că faceți greșeală. Ia-l meu, ia-l meu, Sandu, îl opresc acum. Respectiv este doamna Angela Mihăieș, care de câteva ori prin, da vă salut, ea mi-aducea la cunoștință de careva postări despre mine, despre care eu nu cunoșteam. Și este și domnul George Batiu, un voluntar din România, care la fel, de câtva timp, mi-a expediat un careva screenshot la niște acuzații de ale mele, precum că eu aș fi o persoană violentă față de cetățenii Achiruș Dumitru și dinte Liudmila. Fapt despre care eu nu știam. Deci ca să zic eu, să vă aduc la cunoștință cine sunt eu, mă cunoașteți deja toți, mă cunoașteți și în spațiul public, și despre familia Achiruș Dumitru și dinte Liudmila și cu o fetiță pe numele Madalina. Despre ei am aflat de pe rețelele de socializare. Cunoșteam despre faptul dânșilor că au fost izgoniți din multe case, de pe la centru de plasament, îl cunosc pe Sergiu Gheorghiță că protesta, știu că ați protestat împreună pe la Chișinău, Gheorghiță, știu cum ați suferit, știu cât ai luptat, Gheorghiță. Oleg Brega știe și el că l-a susținut pe acest Achiruș Dumitru, pretins tatăl al copilului, la copilei Madalina, concubina la acestei Liudmila Madalina, Liudmila Dinte. Știam că au fost pe la centru de plasament, știau că au fost izgoniți de acolo iarna, într-adevăr mi-a fost milă, știam că au fost duși tocmai în raionul Orhei în două case, în doi gospodari le-au oferit case de locuit, frig, fără căldură, fără lumină. Într-un fel, eu tot timpul întrebam ce face fetița, cum fetița. Ei tot timpul trimiteau fotografii, cum e fetița, ia uite bunica Tamara, ia uite așa. În acest moment, când lui era greu, a postat pe Facebook diferite fotografii, diferite imagini, oameni buni, voluntari, săriți și mă ajutați. Tot prin intermediul lui Achiruș Dumitru l-am cunoscut pe George Badiu. Achiruș Dumitru, pe la Crăciun, înainte de anul nou, îmi spune, iată doamna Tamara, s-au oferit voluntari din România și din Italia să ne ajute. Lor nu le dă voie să treacă la vama din Cahul. Aveți cunoștință? Deci îmi face acest Achiruș Dumitru, îmi face legătură, dă coordonatele mele domnului Badiu, domnul Badiu ia legătură cu mine, eu la fel, fată înflăcărată, fac zvoană pe aici, pe la vama Cahul, cum așa nu-i se permite lui domnul Badiu, cetățenilor din România, ajutor social, niște cărți. Deci domnul Badiu, pe care l-am cunoscut în fața ambasadei România din Cahul, deja după cât timp, eu o să vă povestească dumnealui cum a ajuns cu acele ajutoare până la de Achiruș Dumitru, care erau plasați, pare mi se, dacă nu greșesc, au ajuns ajutoarele când erau încă la centru de plasament. Deci, știind că au fost izgoniți din casele din Zahoreni, din două case, de doi gospodari, unde le-au stricat și gardurile și casa,
Ei s-au refugiat la mănăstirea Marta și Maria. Practic mă sunau, plângeau că iau-te, noi am ajuns la Marta și Maria, am plecat doar numai cu hainele. Când i-au spus să părăsim satul, ei au fost izgoniți din sat, deoarece au avut primarul niște postări cu pământuri. Eu asta nici nu luam tare mare, nu atrăgeam tare mare atenție. Când ei îmi spun că noi suntem la Marta și Maria, dar am plecat numai cu ce am putut lua. Am luat termosul, am luat o jumătate de pachet de praf pentru copil și câteva haine necesare așa și am refugiat la Marta și Maria. Cum așa? Deci el atunci noaptea, sau dimineața tare, m-a sunat și mi-a spus că iată ce s-a întâmplat. Au vandalizat casa cetățeanului X din Zacureni, că nici nu știu. Și acela i-a sunat și le-a spus, până seara părăsiți satul. Ei au fugit, s-au retras la Marta și Maria. 3 zile am fost sunată, asta era prin luna lui sfârșit de aprilie, început de martie. Pentru că pe data de 4 martie, eu, femeie blajână, ei se rugau, adică plângeau că erau în stare și în colibă să ducă, pentru că n-aveau condiții, n-aveau cum să spele fetița. Și eu, femeie generoasă, îi spun lui Brega, Brega, uite unde a ajuns al de achiruș. S-o ruga, am mai făcut o leacă de glume, să zicem. S-o ruga, poate ar și nu știu ce. Zic, măi, dar uite, ei n-au și fași, n-au casă, n-au, zic, eu cum să mă apuc? Deci, Brega acolo spune, zici, ar fi că eu un copil la mijloc acolo, zic asta. Eu, femeie blajână, gândindu-mă la Liudmila și la copil, la dânsa m-am gândit. Eu știam că el e zbânțuos. Zic, eu îi propun, zic, la noi este un sat, adică e satul, e viu, este fabrică de vin, s-ar putea de angajat, avem o scătărie, dar practic e satul înconjurat cu vii, cu lumea, are nevoie de brațe, de muncă. S-ar încadra cumva până și-ar face buletin de identitate. Știu că Sergiu era la Chișinău și a rugat să l-a rugat ca l-a dus să-i facă buletin de identitate. Asta o refuzat Achiruș. Când a venit Achiruș la noi în sat, le-am oferit spațiu, le-am făcut focul la sobă, o zi întreagă, le-am oferit lemnele, le-am oferit, m-am dus seara cu o sticlă de ulei și cu pâine. Doamne, n-aș trebui să spun. Adică ca la o casă, m-am dus cu cei ce trebuiești, cu trebuincioasele. Nici nu m-am așteptat cum or să vină ei. Când am văzut că au venit cu mulți pachete, zic, da, poftim, puneți le pe ce le-am oferit. Absolut, ei la dânsa a fost foarte rar, pentru că mă gândeam că zic că e timp de pe pandemie și zic, pe ce au început să mă suni, dar ce nu veniți la noi, dar de ce? Eu inițial am, nu știu de cum, am salvat niște registrări când mă chemau ei la dânsa, dar de ce? Nu știu de ce s-au primit așa cam să se salva. Ori că păsam cu obrazul, oriceva, dar aia este văd că le-am găsit. A început o situație mai puțin mai dificilă când el, Luda spune, eu mă cer la zi și vedem să ceartă. Zic, da, ce vă certați? Da, și că el așa, îi fură telefonul și se duce la Wi-Fi. A găsit o familie acolo aproape care aveau Wi-Fi. Bani nu mai aveau să vorbească de pe internet. Bani spune cu un care Ion îi pune pe cont, bani nu știu și eu, nu aveam bani să-i... Deci domnul Badiu mă întreabă, sunt la diferit și dumneavoastră se deranja. În ce situație se află Liudmila, fetița, eu îi spuneam că e bine, nu știu, i-am trimis vreo fotografie cu fetița, nu prea am fotografiat eu așa. Domnul Badiu, adică mulțumitor că le-am oferit adăpost. Până într-o zi, eu știu, domnul Badiu o fi vorbit sau nu cu dânsul, poate interesa și dumnealui că ce face el sau care este prezentul fetiței. Achiruș mă vinovățește, pe aia Badiu, n-a să mă mai ajute pe mine, n-a să-i mai dea pomeni, că te-ai băgat tu. Îmi trimite cineva un mesaj cu tu în screenshot, zic, n-am înțeles, dar ce am făcut? Ei, am lăsat acel mesaj, nu am atras atenție. Când acum zilele acestea văd că Achiruș al meu, eu îi zic, Dumitru, poate te duci? El mi-a spus, că zici, da, unde să mă duc? Păi cătați-mi de lucru. Zic, bine, eu am să-i vorbesc cu domnul Mihov, te-i putea duce la dânsul la Mihov. Când am aflat că este la cules cireș, și că într-adevăr în perioada culesul cireșilor se adună mai mult în lume și se culeg cireșile, că nu-i timp, ploile astea și cu așa o situație. El ce face? Eu nici nu știam că Liudmila e însărcinată. Îmi spune, da, să ducă Liuda. Zic, dar cum să ducă Liuda? Tu și nu poți să te gândi la ladește, nu poți să rupi codițele la cireșă. Ei, dar nu, eu numai de ridicat, așa, dar de cules nu. Să scoală Liudmila la 7:30, trebuia să... Și eu n-am știut, adică a scăpat, deci au plecat lumea, plecase de acum lumea la cules. Ei au plecat dimineață, că adică să culeagă cireșele mai degrabă.
Eu nici n-am știat că, nici nu știam că ea este însărcinată în a doua lună, tocmai de una seara, după aceea am auzit postările care el a făcut niște postări. Din care motiv? Nu pot să înțeleg despre mine, despre cine sunt eu, despre copiii mei, despre părinții mei. Plus la aceasta m-a blamat în calitate de consilier, în calitate de persoană, cine sunt eu în societate. A inclus și asistentul social, și primarul, și, deci, și consilierii inclusiv, prin care și retlicuri a făcut legătură cu pastorul de la, de la Biserica Baptistă. Când am ieșit odată la dânsul într-o sâmbătă, văd acolo ulei, făină, zic, ați avut oastiți? E, nini, au venit, ne-au adus. Nu, eu n-am, eu am toate cele. Evident. Eu, parcă știți, mă, apropo, nu le-am măsurat nimic, nu le-am... Încă el ne-a oferit, ne-a dat 2 kg de făină, hai dumneavoastră, coaceți și lăsați, doar ne mai dați și nouă și sunt datoare cu 2 kg de făină, care era făină calitatea bună, sunt datoare cu 2 kg de făină și 2 kg de cartofi, că el cumpărase cartofi de la o mașină, zic, de mai eu până cumpăr, zic, dacă tu... și într-adevăr le-am cântărit. Dar în schimb i-am dat niște cartofi cu crescuți cu colți, pune-i pierpicata asta de pământ. I-am oferit sapă, hârleț, uite aici ia pui cartofi, uite ți ofer, dacă vrei, când grădina am semănat vic și ovăz, zic, dar mărgile care le-au rămas, mâna pe hârleț, foc la ghete și pune pe margine, fasă olie, ceapă, toate ce trebuie de crescut copilul. Aia și întreb, eu mă duc de la mamica. Mamica lui are grijă de mama ei bătrân. Zic, Dima, tu și ai să te duci 80 de lei până la Basarabiască și înapoi. Pune mâna și pe aici, aia, pare toate cele. Acasă părintească este apă, i-am creat, este o cisternă. Zic, Dima, uite la cisterna asta, vezi lipește-o sau vezi unde curge și foc la ghete, creează ție, Dima, nu e absolut nimic, nu trebuiește. De ce, de ce v-ați trezit cu poliția la poartă azi? Deci poliția a fost astăzi, am avut o zi grea, deci am fost, el a depus o plângere la poliție, precum că eu îl alung din casă și vreau să iau copilul să-l dau la o altă familie, am rămas partrer. Da, să-i alungi din casă, vrei? Deci, deoarece și primarul, am fost telefonată de către primar, pentru primarul a văzut postare, ce e prin care el acuză primăria, consiliere, primarul, că primarul dă asistență socială numai la cei care îi prelucrează cotile. Deci primarul, adică a jignit, mă sună, zice, doamnă Tamara, pe cine ați adus dumneavoastră în sat? Și el așa mă blamează pe mine. Cum asta? Deci el stă de bună, dumneavoastră l-ați adăpostit, i-ați oferit un loc de trai ca la un cetățean să-l aducem la un numitor comun și el să mă blameze pe mine. Deci el și primar și îmi spune, deci până seara la ora 6 nici piciorul lui de-a lui să nu fie în sat. Zic, domn primar, zic, eu am să-i dau un termen de 10 zile. Printre anii cu dumneavoastră am vorbit, și cu dumneavoastră Brega am vorbit și că mă tot așa cum pătat, da, ar putea așa de făcut. Acum credeți-mă, câte comentarii sunt, două seri la rând, dar toate cunoștințele mele, eu vreau să cer iertare de la dumnealor sau cum să vă spun eu, am copii care m-au, copiii mei, el care îmi spune că ai copiii tăi și nu sună și nu asta, mă sună copilul aseară că v-ați trimit înregistrare, cum mă sună el pe mine, mamă, sună, mă, te rog, că nu am niciun ban. El lucrează copiii acolo, ei n-au când să vad, lor, copiilor mei, le trimiteau prin screenshot sau prin, cum se mai numește această funcție, le trimiteau copiilor mei ce publică de la casa vecină de acolo, Achiruș Dumitru. Și el publică sub numele dinte Ludmila, când Luda îmi spune, doamnă Tamara, dar eu și cu dânsul mă cert, eu și o văd pe Luda cum plânge, el spune că, zici, dar el m-a lovit pe mine, în sâmbăta Paștelui el a bătut-o. Pentru că în sâmbăta Paștelui el a făcut o postare cu un iogurt, nu știu ce, și eu eram ocupat cu cozonac și o rucam, Dima, lasă, Dima, după Paște încolo, a să vorbim, Dima, lasă, a să planăm. Și el astăzi, o din tăi a publicat că eu precum l-am pus la cale pe dânsul să fac cursii, să-i fac cursul lui Nicola, să-l pun să fac așa, și precum că eu l-am trimis la Cireșe, să ducă la Cireșe, dar după aceea suni la poliție să vii să-l amendeze. Eu astăzi vă zic și m-am râs și am luat o lecție dură de viață. Credeți-mă, oameni buni. Și eu acum ei caută gazdă. Caută gazdă în altă parte. Oare unde o să mai găsească?
Păi pentru că, eu vă zic, eu nu le-am spus, inițial eu nu le-am eu spus să plece. Domnule, că vreți scaune de lucru, nu de poziție. Pentru că gazdă și ne-a lăsat de pe gâtul cuiva, el de lucru la scaune. Și eu i-am spus. El de multe vezi, vezi, zic-o prin plânge. Ei, dar tu pentru că îi spui asta te-ai trezit cu eticheta că ești bolnav sau cum o zis, te pomenești în toate videourile. Da, 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 eu am mâncat pe jos, m-am făcut pantalon, mă pasă. Și ați fost împreună la proteste, da? Iar eu m-am trezit cu eticheta de... Atunci i-am scris comentarii și de eu. Atunci i-am scris un rusc și nu mă uitată și nu la ăsta. Da, dar eu pentru că l-am criticat, și eu cu eticheta am fost blocat, am fost blocat pe Facebook. Eu până astăzi sunt blocat. Eu tot. Eu până astăzi am fost blocat, vă dați seama? Până gazda, astăzi, gazda lui blocată pe Facebook, ca să nu vadă cum el cerșește pe internet. Și eu tot am fost blocat ieri, pentru că eu l-am criticat pe Dima Chiruș, pentru că a publicat ieri... Ori nu, alaltă ieri chiar un video, transmisiune live, Valentin Borodache a publicat pe canalul lui în care începe să o părțească cu doamna Basară. Lasă-mi ce minte, rog. Se întâmplă că acolo nu știu ce încep să spun, că doamna Tamara e periculoasă, dacă nu greșești, după aceea eu am scris un comentariu critic care îi spunem, Dima, dacă ești așa de deștept, de ce nu te-ai informat mai întâi cine este doamna Rotaru? De ce începi să o bărfești când e ceriți și responsabilă? Și el pe mine m-a blocat, deșteptul. Nu-i place când e criticat. Dar el, în genere, unde simte că cineva un pic îi dă așa, îi dă o palmă, da, el repede o șterge de acolo și blochează. Eu am trăit în comuna asta, Burlacu, mulți ani în urmă, cunosc practic toată lumea din sat. Nu vă pot reda că de tare sunt supărată pe băiatul, nu-l cunosc așa că să spun că îl cunosc foarte bine, dar nu înțeleg cum poți trăi în casa omului și să o faci de nimic pe om și ăla cu totul invers, să mergi împotriva doamnei. Asta e una. A doua, vreau să zic că a venit el, o furtună care a făcut o vijelie în sat și ăla și pe primar și pe mulți i-a ponegrit, el venind de o bucată de vreme, nu știu, câteva luni acolo în sat și ăla. Chiar, nu știu, asta trebuie să fie într-atâta de nesimțit, într-atâta de... nu știu, needucat, eu nici nu găsesc cuvintele, că vreau să mă exprim o leacă mai frumos, că eu i-aș spune din suflet așa niște cuvinte așa cum este el. O putoare și că el a umflat capul la toți, că o tăiet iarba din ograda și aia. Dar cum ai vrut tu, mai băieții, să intri acolo în casă fără să faci nimic? Cum? Păi fiecare, și ca, dacă e casa mea, eu tot tai iarbă și fac tot cele prin prejur. Cum așa? O tăiet iarba și acum doamna Tamara să-i întoarcă niște cartofi, a spus că au pus nu știu acolo. Eu îi dau de la mine un sac de cartofi, un sac de șapă, un sac de morcov, ce vrea îi dau tot să-și iei catrafuțele și să pleci din casa doamnei. Dar doamna Tamara spune că e o problemă, că nu are drept să-l dea afară. Ia că asta vreau să mă interesez. Cum adică nu are drept să-l dea afară din casa ei? Cum? Dar ce înseamnă asta, Ionuțule? Cum are dreptul? Eu vreau, doamna Tamara este proprietară, are tot dreptul în cazul în care Dima chiar își bate joc. Și asta se observă clar. Mai ales că n-au niciun cont. Păi el spune clar dreptul de afară, că are copil mic, că nu știu ce. Dar poți să ai și 60. Dacă tu nu știu, eu spus că ești din casa mea. Pentru copilul meu lupt. A luptat și a lupt, dar el ce face? Am bucșerutul. Îmi pare rău că Dima Chiruș a arătat că într-adevăr e responsabil. Dacă și-a făcut copila, ar trebui să aibă grijă de el, nu-ți cauți jălit. Să iei fata și aia. Fata și aia să piască într-o familie normală. Să facă un da, de normal. Acord. Dar apropo de bătăi, doamnă Rotaru, dacă ați știut că a bătut un ajun de Paște, de ce n-ați vorbit cu el sau sesizați organele de drept? Am vorbit cu dânsul, am intrat odată înăuntru, că tot timpul băteam la ușă și când aud în juria, zic, Ian, băieți, mai liniște o leacă, eu să nu aud în casa asta, la părinții mei, aici nu au fost în jurii, eu mai mult, dacă nu mai facem, ei au fost avertizați. Și el și îmi spune, dar eu și-am afumat una, i-am dat una, în sâmbătă pașă, dar deși Dima, ei, pentru că nu știu, zic, Dima, tu îți dai seama, zic, dar tu ai fetiță, dar fetița, eu asta i-am spus, zic, dar tu ai fetiță, dar fetița ta o să crească mare și cineva o să gândește așa că își ține una prins, cum a să-ți pară? Eu le-am spus lucrul ăsta. Haideți să vă povestesc eu, pe scurt, cum l-am cunoscut pe acest băiat.
Sunt mai multe fete românce de ale noastre în Italia care fac muncă de voluntariat și trimit și alimente și haine și medicamente pentru diversi oameni din România, de dincoace și de dincolo de Prut. La un moment dat se pusese problema să ajungă niște colete cu alimente și cu haine, cu jucării la ei. Vă rog, cine nu vorbește, închideți microfonul pentru că îl bruiați pe om. Așa. Pe George Badiu. Doamna Tamara, închideți microfonul. Apeși pe ecran și apeși pe microfon. Apăsați un pic pe ecran și după aia va apare un microfon. Da, acum s-a făcut liniște. Nu e liniște, e zgomot. Sau poate de la Angela, de la doamna Mihaieșa e zgomot. Poate închideți microfonul toți care nu vorbesc în afară de domnul Badiu. Așa. Și la începutul decembrie mi-am asumat misiunea de a ajunge până la Chișinău cu mașina plină de colete pentru această familie, acest cuplu cu copil mic. Am încercat să trecem pe la Cahul, dar am dat de un vameș un pic mai dificil așa și ne-a întors înapoi, a zis că să ducem la săraci din România, că în Moldova nu este nevoie, în Moldova nu sunt săraci. Ne-am întors înapoi, după vreo câteva zile am luat-o pe la Giurgiulești, prin sudul Moldovei, vă dați seama cât a trebuit să o colesc ca să pot să ajung la Chișinău. Le-am dus toate astea la cămin, le-am lăsat acolo, căminul de bătrân unde stăteau ei, și acolo Anchiruș se certase cu o parte, era o stare conflictuală, îmi povestea că s-a luat la ceartă cu câțiva bătrâni de acolo, vreau să-l gonească, să plângeau de el că este obraznic, după care i le-am lăsat și am plecat. Dar după aceea, spre surprinderea mea, doamna Tamara, nu știu, sincer, în România nu prea găsești oameni care să facă gesturi de genul ăsta, să-ți pună la dispoziție o casă în mod gratuit, să locuiești acolo fără niciun fel de obligație. După cum văd că postează și ce fel se exprimă la adresa doamnei, sincer, eu l-aș da afară, deci dacă ar fi casa mea, l-aș lua de mână și l-aș da afară în secunda 2. Dar acum, dacă doamna îl mai lasă să mai stea o săptămână, 10 zile, este decizia dânsei. Dar așa nesimțire ca în cazul acestui băiat, eu nu am văzut decât la infractori. Am fost polițist, am ieșit la pensie. Eu nu am văzut asemenea nesimțire decât la tâlhari, la violatori, la criminali. Deci nu există așa ceva. Nu poți să muști mâna care te hrănește. Nu te poate așa ceva. Este de domeniul fantasticului. Dacă cineva crede că este normal ceea ce face băiatul ăsta, încerci să o șantajezi pe femeia asta, să spui că a încercat să-l corupă sexual și tot felul de mizerii, deci nu este normal, nu este normal. Cam asta e, deci m-a blocat și pe mine pentru că i-am spus să se ducă la muncă. Nimeni, nici din România, nici din Italia, nu-l mai bagă în seamă, nu o să-i mai trimite nimic absolut, pentru că a fost așa de nesimțit și așa de prost diplomat, încât a rupt toate legăturile cu toți oamenii care ar fi putut să-l ajute. Cam asta este situația, să știți. Eu fac muncă de voluntariat, dar pentru oamenii care merită, nu pentru nesimțiți. Cam asta e situația. Am înțeles. Poate îl găzduiește Valentin Borodache, care îi caută în coarne și l-a făcut acum că reporter la televiziunea lui inventată, pe care o face și el din pomană, din banii asociației Hyde Park, din care a plecat trântind ușa, crezând că asta înseamnă libertate. Și are obligația să întoarcă laptopul sau banii asociației Hyde Park. Pentru activități Hyde Park i s-au dat banii ce. Poate o să-l găzduiască pentru că are casă Valentin Borodache și trăiește singur acolo, și dacă îi se pare atât de extraordinar, dacă îi se pare extraordinar Achiruș și cu nevasta lui, să-i găzduiască la el, la Briceni. Despre domnul Valentin vă spun. Eu am făcut voluntariat pentru domnul Marcel, așa care călic, din America.
Și pe urmă el i-a dat la terți care cu istrie acolo și cear la femeie. Femeie nu vrut. Și domnul Valentinu și-a pus-o pe joc pe femeie. E complicată situația. Observ că doamna Angela tot ne bruiază, de ce o să rog să, dacă nu închide microfonul, să mai zică ceva, după aceea să iasă din discuții, că altfel e zgomot continuu. Da, da, eu aș vrea doar să spun că, nu știu, deși nu poate pleca chiar în scurt timp, mâine, poi mâine, este pentru o restricție. Pentru că nu are unde să se ducă, doamnă, nu vi se pare normal că nu are unde să se ducă dacă nu are casă? Păi da, dar adică nu poate el merge și în chestia dată împotriva la doamna Tamara, nu? Păi de asta de cui inginerii... Uite că poate! Păi da, un nesimțit venit din dracu, știi de pe unde, și să vorbească atâta de urât de primarul din Burlacu, despre vecinii lor, despre că eu am citit, am ascultat și eu ce spune el acolo, să ridică părul în cap. Eu cunosc multă lume din Burlacu care, într-adevăr, sunt oameni foarte, foarte cum scade. Și el îi pune greșe și îi face din nimic. Păi unde s-a mai văzut așa ceva? Mi-a fost foarte trist încă în momentul în care Valentin Borodache, când încă avea calitatea de membru Hyde Park, el atunci a avut o mică suspendare a banilor din cauza că era irresponsabil cu cheltuiala și după care el deodată începe să scrie în asociații ceva: oameni buni, aveți grijă cu Tamara Rotaru, pentru că Achiroș mi se plânge că prin Burlacu acolo face necazuri mari. Ori ceva de genul a scris. Dar știu că ceva au scris în asociație. Da, da, da. Am ascultat și eu. Și eu nici nu știu, vă dați seama. Totuși, iată, Petru Zavidei ni se plânge că Dima spune adevărul, dreptate în față, el are îndrăzneală și de asta au rămas fără locuință. Procuratura nu lucra cu tine, dosar penal e la pricepe. Petru Zavidei este o cunoștință, cred că de-a lui, scrie de-abia înțelegi ce scrie el. Hai mai apreciați acolo și cum scrie. Da, câți ani are domnul Chiruș? Irelevant, nu vorbim. Nu, adică nu-i dat de seama copilul. La vârsta asta are copil, el ar trebui să aibă casa lui, dacă Dima e așa, deci el n-are casa lui. Dar al doilea copil. Sergiu, vreau să-ți amintesc că și tu stai la gazdă la București și lasă-mă, te rog, și eu stau la gazdă, nimeni nu-i obligat la nicio vârstă să aibă casă și să aibă... Eu am casă, am tet, am masă. Eu am unitate. Mai are un copil... prin satele noastre aici la Pelinei sau Lipitencu Pelinei, pare mi se, dacă nu mă greșesc, și tot doamna soției s-a fost, nu știu cum acolo, tot se plânge că niciodată nu a îngrijit de copil, niciodată nu i-a dat o bomboană sau un ajutor sau măcar să vină să-l vadă, niciodată. Deci este ca o pasăre care zboară numai în cuiburi străine și cuiburile să fie făcute de-a gata, vrea caut încă și condiții. Nu știu... El așa vorbește despre alții. Stric toată faima și tot frumosul satului Burlacu. Credeți-mă, case de acestea cu buruian sunt, el unde s-a dus acolo în Zahoreni, nu erau castele. Toți erau case neîncălzite. Până seara au venit, casa era caldă. I-am oferit patul, i-am oferit masa, i-am oferit matrase. I-am pus încă două matrase din aestea lângă sobă, i-am oferit sufletul meu, credeți-mă, totul el i-a oferit și întrebam, zic, fata, cum a dormit? Iată am pus lângă pat, iată am pus lângă sobă. Dar cum așa copiii mei să mă sune, să întrebe, mamă, și acolo? N-au când copiii mei, dar copilul spune că el vine acasă, mamă, mie ni jeli și faci acolo, el cu mata. Adică cum? Doamne, mai avem 4 minute, vreau să închid. Pentru băieții ăștia. Și, da. Adică m-a întrebat dacă se poate fără bani, că să le duc toate condiții să le facă la băieți. Da. Și uite, el și da, face. Da, da. Și la aceasta am recurs. Și la frigider, și la mașină de spălat să-i găsesc. Și găsiți-mă, malutcă. Dar în cazul când au venit... Îmi pare rău de soția lui, de concubina lui, Ludmila, și de copil, că nu merită să umble pe drumuri, dar Achiruș chiar nu merită nimic. Doamnă Rotaru, cum vedeți rezolvarea situației?
Deci eu din seară le-am zis în timp de 10 zile ei să-și găsească, să părăsească. Și așa și va fi, să părăsească casa. Pentru că eu din tot sufletul le-am oferit. Și nici cum el să-și permită să mă blameze, să mă blocheze în primul rând, după câte și mai câte. Eu chiar nu înțeleg de ce. Respectiv, a lui este așa intenția ca să mă blameze pe mine, că el a zis că vrea să fie reporter a oamenilor liberi pe zona sud. Și el începe anume de la mine, că eu sunt cea mai periculoasă în sat și cheamă în video de aur, el cheamă, haideți mă rând să-i arătăm noi cine e doamna Rotaru. Eu nici nu l-am văzut până la urmă. Fiind în casa mea. Și el m-a depustit în timp. Bun, și dacă nu pleacă? În timp. Îl scoate. Nu, respectiv el a spus, pentru că asta și-a fost, eu l-am adăpostit pe un timp, ca om, ca cetățean. L-am adăpostit, pentru că dacă dumnealui dorea ceva să facă, avea să se prindă, dar așa, el nu se duce la cules cirești, că îl gândi la lădești, el nu se duce să prășească că el a să fie reporter și el îmblă și prin sat să facă, la noi să facă legi, pe când la noi să vă zic, nimeni nu a făcut nicio încălcare, și primarul, și la loc. Adică el să mă acuze pe mine precum că eu strâng bani ilegal. Ar trebui să recunoașteți că și dumneavoastră găsiți probleme în sat, le filmați, le relatați, deci nu mai este niciun sat perfect fără probleme. Dar acum poate că vă roade invidia că el vă ia pâine de activist civic, de reporter din sat. Ei, auziți, că acum nu mai... Vreau să o rog pe doamna Angela să iasă din discuția asta ca să ne convingem că ea ne-a bruiat și în asta jumătate de oră cât am vorbit în direct, zgomotul a fost anume de la ia de la Cahul. Ciao. Da. Mă așteptam cu... Am făcut... Bine, doamne Rotaru. Ia uitați-vă ce liniște s-a făcut. Așteptam că o să fie interactiv și că mai multă lume o să comenteze, o să spună ceva despre asta, dar se pare că oamenii nu prea înțeleg situația, poate pentru că Dumitru Achiruș se ascunde după numele și după chipul nevestei sale, el face live-uri de pe numele Ludmila Dinte, după aceea live-urile le șterge și strânește zâzanii așa și șterge urmele, e foarte ciudat și lunecos personajul și oamenii nu înțeleg ce-i cu viața lui. Unora le place că el critică pe Dodon, dar pe mine m-a speriat felul cum îl înjura pe Dodon cu declarații rasiste și l-am avertizat. Dima, vezi că o să ajungi pe mâna poliției pentru incitare la ură și la violență, cum s-a întâmplat cu Vasile Sinigur, un alt idol de-a lui. Și atunci Dima m-a blocat, sau Ludmila. I-a spus și eu același lucru. Și de asta te-a blocat și pe tine, am înțeles. În primul rând, e pe mine m-a făcut adept al lui Dodon, pentru că i-am spus să nu-l compari cu curcanii și în al doilea rând să nu îndemne lumea să compoarte ca Sinigur, pentru că el a scris într-un comentariu că avem nevoie de mai mulți oameni ca Sinigur, pentru că ăștia să facă dreptate la noi. Și după aceea, eu deja am scris comentariul ăsta în care îl criticam pentru acțiunile sale judecându-o pe doamna Tamara de la nimic și... Iată că am ajuns astfel aici. Domnul George, eu vă rog mult, dumneavoastră, acum aia public, spuneți cum așa eu să mă acuze pe mine, precum că eu aș fi rupt legăturile între dumneavoastră și doamna Musteață. Nici nu o cunosc pe dumneavoastră. Se pare că nu ne aude. Nu ne aude. Omul George Badiu are probleme de conexiune, e în mașină sau undeva n-are... cu acoperire slabă. Mi se supraîncălzește telefonul și se deconectează singur. Doar un minut, două și închidem. Da. Din punctul meu de vedere, problema se poate rezolva foarte ușor dacă acest Achiruș ar avea un comportament decent. Dacă vrea să facă pe reporterul, nu e nicio problemă, poate are talent, dar să nu muște mâna care l-a hrănit, da? Să se poarte frumos cu femeia asta, dacă este vinovată, va răspunde în fața legii, dar nu să înceapă el cu amenințări, cu șantaj și cu tot felul de obrăznicii de genul ăsta. Nu se fac chestii de genul ăsta, cel puțin un bărbat nu are cum să facă așa ceva unei femei, niciodată. Bun, sper să se rezolve, da. Vreau să vă zic,
să poate ies în replică și Ion Vatavu de la Cahul, cu care mă șantajează, mă amenință că este un Ion Vatavu și el vine și face și de adresa primării, inclusiv și la persoana mea. Eu, haideți să-l ajutăm pe cineva să-l ajute, să-și facă, să-și perfecteze actele. Totuși, la mijloc este un copil, credeți-mă, când Oleg Brega spune, doamna Tamara, dar să crească o fetiță deșteaptă, îi voi trimite cărți, jucării, deci ați-mi minte că așa știu spus că ea Brega să aruncă la cărțulii din astea de jucării. Deci am să vin în Moldova și să trec prin Cahul, o să vă... Încă așa și Brega, nu așa era? Doamne, nu vreau să zic nu așa, că eu când îi zic lui Dima, îl prind cu misiunea, dar zic, la spui și Luda, și Luda vă spui așa. Adică replica asta eu o consider că atunci când spune misiuni, cere ca să afirme cineva. Eu m-am bucurat, zic, uite și Oleg știe, că zic, eu copilaș la mijloc. Iată eu ce spun. Și când i-am zis că domnul Badiu a spus că pe Luda și copilul îl vor ajuta, a, vrei să mă dai afară? Vrei să mă disparți? Deci el nu înțelege, el nu realizează, el este persoana care vrea să papi de acolo de unde vine, prin șantaj, prin pomeni. Dacă să ajungi tu să cerșești de la Abel, nu știu, drujia, prietenii mei din România, ia uitați cât prieteni am eu în România. Și tu cu atâția prieteni ca să-i aducă, toți să aducă și să aducă, da? Mulțumesc pentru participare, nu pot să continui pentru că am alte discuții aici pe linie de partid. Mi-a fost interesant, sper să vrea și Dumitru cu Ludmila împreună să dea replică. Sperăm să se rezolve problema, dar mă tem că nu o să puteți coabita în același sat, deci probabil de grabă vă veți despărți, nu-i așa? Dar de acum mie îmi este în grijă că cetățenii mă întreabă când pleacă, că eu îi fac nu știu ce, când mă fiți cu mine, lăsați, dar și... Asta ar fi ilegal. Păi așa și eu îi spun, măi băiec, liniștiți-vă, că nu-i normal, nu-i așa, dar și eu el cât a făcut, uite și el ce ne face nouă. Eu vă spun, deja în privat îmi scriu, toată aseară până tu zi, cum așa, haideți să ajutăm la urma urmei, dacă eu am făcut un pas bine, poate greșit, și nu l-am făcut pentru dânsul, că eu știam el că e arțăgos, dar am făcut-o pentru copil, credeți-mă, dar să-l mai țin eu în spatele copilului, eu nu pot, credeți-mă. Adică eu am vorbit cu cineva, n-avea cum să hrănească copilul, dar de unde să luăm, că n-avem nici praf și nici lapte. Eu sun la o nevastă, Inga, zic, hai te rog, zic, dacă poți, și scrie în caietul meu. Și acest lucru l-am făcut. Ca datorie. La cineva, în caietul meu, da, ca datorie, da, adică da. Am înțeles. Da, dar da, dumneavoastră sunteți pensionară, mare salariu n-aveți, nici de la primărie, unde sunteți consilier independent și luați un orariu doar pentru prezență la ședință. Da, și nici nu l-a luat acel onorariu. Vă zic, eu, nu-i normal ca eu să pun pe cântar. Mama mea avea o vorbă, nu măsura mața cu bumbăreața, cum ar fi. Dar nu-i normal, credeți-mă. Am făcut-o în numele bunului simț. Cu gândul să văd un copilaș în societatea noastră, că mai rar care și, dacă și voluntarii au reacționat la așa ceva, dar el ca să o dea așa, știți, îmi trimitea foto, ia bunica Tamara, ia spune ceva la bunica Tamara. E clar, nu o să vă mai zic fetița aceea bunică și probabil nu o să vă mai aveți de neamuri nici cu Dumitru, nici cu Ludmila. Am înțeles situația, mulțumesc pentru relatare, sunt nevoit să închid, la revedere.